Suntem astăzi la Muzeul de Istorie din Piatra Neamț, aici unde Consiliul Județean Neamț are un mare proiect de reabilitare a muzeului. Este un proiect pe fonduri europene în valoare de 16 milioane și ceva de lei. Este un proiect complex, un proiect prin care punem în valoare Muzeul Național de Istorie din Piatra Neamț și am venit să inspectez lucrările de aici. Așadar, pe lângă drumuri, locuințe sociale, centre pentru persoane cu dizabilități, reabilităm și monumentele istorice din județul Neamț și mă preocup constant ca toate edificiile și monumentele istorice din județul Neamț să fie puse în valoare, să fie reabilitate, pentru că avem cu ce să ne mândrim aici la noi în județul Neamț. Avem un bogat patrimoniu cultural și istoric și vrem să-l punem în valoare. Așadar, dragi nemțeni, pe lângă drumuri, poduri și alte edificii, ne ocupăm să punem în valoare și monumentele istorice.